Nadia Roberta Ostafe are 17 ani, iar astăzi se împlinește o săptămână de când familia nu mai știe nimic de ea. Din câte se pare, adolescenta intrase în ultimul timp într-un cerc dubios. Când a văzut că fiica sa nu se mai întoarce de la școală, tatăl a anunțat poliția. Ultima oară, fata a fost văzută în compania doi bărbați, iar unul dintre ei se presupune a fi prietenul fetei. În momentul de față bănuiesc că e într-o rețea de persoane, de trafic de persoane. Persoane, țigări și droguri. Fata a mai trecut printr-un episod de acest gen și în vara anului trecut. Atunci s-a întors însă după o noapte. Datele care le am reușit să le capăt până în momentul de față presupun că n-ar fi în țară. Și că ar fi fost dusă, cum că sunt date concrete, că a fost vorba cu 3 săptămâni, că se pregătește o fată, că ar fi apărut în oraș o echipă de persoane care se ocupă cu trafic de persoane. Tatăl nu a reușit să ia legătura cu ea, refuză să răspundă apelurilor. Colegii de clasă au reușit să vorbească cu adolescenta, care a transmis că este bine, dar nu dorește să spună unde se află. Tatăl copilei spune că directoarea liceului unde învață fata știe că sunt mai multe eleve care au fost hărțuite și abuzate. Doamna directoare a spus că știe că sunt mai multe fete care s-au plâns, că sunt abuzate, că sunt racolate, că știe că știu și șoferii de pe microbuze, dar nu au făcut nicio sesizare. Ceea ce cred că ar fi fost normal ca directoare să facă o sesizare la poliție. Indivizii bănuiți că ar fi implicați în dispariția adolescentei au fost văzuți adesea în fața școlilor și la microbuzele cu care elevele pleacă de la școală. Terorizată de această filieră, o dorohoiancă de 18 ani ar fi părăsit școala și a plecat în Italia. Una dintre prietenele fetei dispărute povestește că este hărțuită și amenințată prin mesaje de un individ ce ar fi implicat în dispariția adolescentei. Știam pare lui Vitalie Alexandru și am fost amenințat pe mine că ce am eu cu Nadia să lăsăm pace, să nu mai dăm mesaje, să nu mai vorbesc cu ea. Dacă mai dea vreun mesaj din Nadia, că îmi rupe coastele mine, că mă prinde la școală și mă omoară. Deci, tu bănuiești că Nadia iese cu el, nu? Tatăl acestei adolescente nu mai are liniște. Astăzi a mers și a depus plângere la poliție. O trimis la școală și te gândești că nu mai găsești, tu aștepți acasă, poți fi luată, nici nu știi unii. Trebuie luat o măsură. Și, și acum dumneavoastră vreți depuneți plângere la poliție? Da, păi nu la poliție, am fost cu domnul la Botoșan și mi-a trimis la primul procuror general aici în Doroi. Polițiștii au intrat pe fir și fac un apel către cei care ar putea să ofere informații despre tânăra dispărută. Am fost sesizați cu privire la faptul că minora a plecat de la domiciliu în data de 13.1.2017 și în prezent desfășurăm activități specifice în vederea identificării acesteia. Pe această cale rugăm toți cetățenii care ar putea oferi detalii de natură să conducă la identificarea minorii, să apeleze numărul de urgență 112 sau să se adreseze cele mai apropiate unități de poliție. Tânăra dispărută are aproximativ 1,60 m, 55 de kg, constituție atletică, păr șateni, ochi albaștri. Ultima oară când a fost văzută purta pantaloni negri, geacă albastră, ghete maro.